Maica Tereza, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a fost sanctificată de Papa Francisc la 19 ani de la moartea acesteia. Ceremonia religioasă a avut loc ieri la Vatican, în prezența 13 șefi de stat și peste 100.000 de credincioși. Ieri a avut loc ceremonia de canonizare a Maicii Tereza, slujbă oficiată în piața Sfântul Petru din Vatican. Cardinalul Angelo Amato a citit o scurtă biografie a realizărilor Maicii Tereza, apoi Papa a canonizat-o în numele Bisericii Catolice. La eveniment au participat peste 100.000 de credincioși din întreaga lume și 13 șefi de stat. Maica Tereza a fost declarată Sfânta Tereza de Calcuta de către Papa Francisc în ajunul împlinirii a 19 ani de la moartea acesteia. Canonizarea a avut loc sub un portret uriaș al Maicii, care a fondat în anul 1950 Ordinul Misionarii Carității în Calcuta. Acest ordin conduce 758 de cămine, spitale și adăposturi în 139 de țări. Maica Tereza, născută în Macedonia pe 26 august 1910, o călugăriță catolică de origine albanezo-aromână, s-a mutat în India în 1929. Și-a dedicat întreaga viață alinării suferințelor nevoiașilor, bolnavilor și muribunzilor din cartierele sărace din Calcuta. În anul 1979, Maica Tereza a primit Premiul Nobel pentru Pace. Sfânta Tereza va fi celebrată pe 5 septembrie în calendarul catolic.